Sergiu Rizescu, acum în vârstă de 91 de ani, a fost deținut politic în mai toate pușcăriile regimului comunist și este ultimul dintre supraviețuitorii experimentului Pitești, metoda aplicată de comuniști pentru reeducarea deținuților prin tortură și privațiuni extreme. Teroare, înfometare, frică, distrugere fizică și psihică, subalimentați, ce a fost aici, a fost iadul profund. Povestea ororilor trăite de foștii deținuți politic a fost pusă la o expoziție de fotografie organizată chiar în pușcăria de la Pitești. Invit la o expoziție de rugă, iar eu aduc această rugă și credință ca un zid în fața acestor chinuri. Cu toate impedimentele întunericului în care au fost ținuți oamenii, lumina exista datorită credinței. Pentru mulți participanți, fotografiile și informațiile despre acea perioadă au fost uluitoare. Erau ținuți în condiții inumane, deținuții deveneau torționari. Această năzuință spre lumina a sufletului omului este totuși dătătoare de speranță. Expoziția intitulată Ruga spre Lumină poate fi vizitată la Memorialul Închisoarea Pitești până pe 5 martie.